Salutare! Bine m-am găsit la un nou episod al podcastului Ndodi. De asta dată suntem în formație completă. Eu sunt Valentin Berceanu, alături de mine Costel Stavarache, Alex Chiriac și Gabi Munteanu. Și vom discuta capitolul 2 din Manifestul Libertarian. Capitolul 2 se numește Proprietate și Schimb. La începutul capitolului, Rothbard încearcă să-și construiască argumentul frumos, pragmatic, aproape matematic, lansând conceptul de ideea axioma non-agresiunii. Și am să o citesc ca să nu este. Spune așa, niciunui om sau grup de oameni nu este permis să agreseze persoana sau proprietatea altuia. Aceasta se poate numi axioma non-agresiunii, iar agresiunea se definește ca inițierea sau amenințarea cu folosirea violenței fizice împotriva persoanei sau proprietății oricui altcuiva. Deci proprietatea, deci trupul este proprietatea persoanei? Faci o distinție între... Ajunge la asta mai târziu. De fapt, mai încolo, în capitol, sparge conceptul în niște cărămizi mai ușor de urmărit în două axiome care sunt, spuneai Costel, prima este proprietatea asupra sinelui și a doua este principiul de homesteading, da, anticipăm, apropierii inițiale. Hai să rămânem puțin la principiul agresiunii. Deci el ar fi că este greșit să inițiezi violența asupra persoanei și proprietății. Asta spune principiul. O discuție despre acest principiu ar fi că, nu știu, el pare evident, pare banal. Dacă facem un sondaj... Pentru unii pare banal. Dacă facem un sondaj, nu știu, 99% din oameni sunt de acord. David Friedman îl citează la un moment dat pe Bertrand Russell, care spunea că filozofia mare înseamnă să pleci din la niște premise foarte simple care nici nu merită, pe care nici nu merită să le, atât de banale, nu merită să le formulezi și ajungi la niște concluzii inacceptabile. La fel și aici, principiul non-agresiunii, că e greșit să inițiezi violența asupra inocenții, da, e o chestie banală, dar concluziile sunt șocante. De exemplu, o concluzie e abolirea statului. Multă lume n-ar fi de acord cu asta. Deci ar fi o mostră de filozofie mare. Deci dacă nu a plită lui Rasa. Ce vreau să mai zic aici la principiul non-agresiunii e că depinde cum îl formulez, dacă vorbim de inițierea violenței asupra unor inocenți, într-adevăr, toată lumea e de acord. Dar dacă vorbim de inițierea violenței asupra persoanei și proprietății, e posibil ca lumea să nu mai fie de acord. Pentru că oamenii nu vor. Da, păi, suverenitatea proprietății private... Pentru că, na, există și la un moment dat face și apel la ideea asta, există curent de gândire socialist care e de acord cu libertatea persoanei, dar în niciun caz cu, cu drepturile de proprietate, da. Da, de ce? Ele decurg, este proprietatea privată decurge din faptul că ești liber să, liber ca persoană și în momentul când te exprimi pe lumea asta, te exprimi în funcție de context de realitate, deci poți să utilizezi, să zicem, un pământ, un material, un... să creezi ceva, niște resurse și să creezi ceva care acel lucru devine proprietatea ta pentru că tu l-ai creat. Dar ei nu acceptă asta, adică ei acceptă că când cer colectivizare, să luăm comuniștii, de exemplu, ei nu ți-ar lua peruța de dinți, de exemplu, care e un bun de consum, e un bun personal, fac distinția asta între proprietate personală și proprietate, nu știu cum să-i zic. Ai o fabrică, ți-ar lua fabrica, de ți-ar lăsa, adică ți-ar lua un bun de capital, dar asta ți-ar lăsa, auzi, din fericire, peruța de dinți, adică ea nu devine un bun colectiv. Sublinierea aici este că ei vor să colectivizeze ce s-a făcut deja. Ok, cineva o să zică, comuniștii au făcut și ei. Ok, cine ei au făcut? Nu, au niște oameni, i-au pus pe toți să facă, forțat. Da. Da?
Adică ai două chestii. Unu, iau ce au făcut alții, rușine. Doi, îi obligă pe unii, pe mulți, să facă ceva pentru binele și al lor și al tuturor. Dar îi obligă. Deci iar rușine. Ideea e că ei îți au și lucruri nefăcute. Uite, oceanele nu sunt în proprietate. Mm-hmm. Totul să vorbim de homesteading, de principiul atrăprierii. Mm-hmm. Nu sunt deținute de nimeni, dar ei iau și asta. Nu ți-au doar fabrica, adică o chestie construită, făcută, ți-au și lucruri... pământul, să zicem, naturale. Da. Deci economiștii clasici fac distinția asta. Muncă, pământ și capital și pământul ar fi resursele naturale. Ori comuniștii ți-au și asta. Cum e acum la statul român subsol. Și apele. Toate statele. Și spațiul aerian. Nu și spațiul electromagnetic. Da. Și da, de fapt. Oh my God, yes. Da, nu mi-am dat seama. Da, așa e. Avem agenția statului aia, apele române. Da? Nu. Ok, ideea e în felul următor, că aici de fapt trebuie să ținem cont de faptul că Rothbard încearcă să teoretizeze, să pună o fundație filozofică la filozofia politică libertariană. Și oarecum axioma asta, adică zice, ok, hai să vedem, dacă avem axioma asta, care, așa cum am spus, Costel, la un nivel intuitiv, toată lumea o acceptă, da, că nu e ok să inițiezi agresiunea împotriva cuiva nevinovat, mai exact, da, zice, hai să vedem ce decurge din asta. Și dintr-o dată spune, păi uite, ca să fii consecvent înseamnă că aperi toate drepturile civile, aperi toate libertățile, de genul orice fel de crimă care nu are victime, ar fi consumul de alcool sau droguri sau prostituția. În fine, acțiuni fără sunt... victime. Acțiuni da, fără victime. Da, astea consimțământul astea poate fi și asta că nu te închin în numele la biserică, și asta e o chestie fără victime. Tu nu faci victime când nu ești ateu și nu te duci la biserică, nu faci victime. Da, corect. Poți spune că enervezi niște oameni. Cel mult, da. Dar nu e agresiune în sens fizic, asta e important de reținut. Libertarienii au în vedere agresiunea fizică. Modelul, prototipul e violul, de exemplu. Da, exact asta vreau să zic. Vorbim de inițierea violenței, nu de agresiune în sens de, nu știu, unul are o supermașină, eu n-am, sunt invidios pe ăla, mă roade invidia, mă chinuie și n-aș spune că e o agresiune în sensul rodbartian. Adică am o stare psihică de disconfort că ăla o duce bine și eu nu. Dar nu e agresiune. Agresiunea e când îmi trage o palmă, de exemplu. Eu de multe ori nici nu am o senzație de disconfort că unul o duce mai cei bine. Care au. Cei care au. Ne bucurăm. Voiam să zic că... Chiar și dacă te simți bine, poate fi o agresiune pentru unii, că nu știu. Da, ce râzi așa la bine. Nu, dar serios, mi se pare că nu știm din ce motive, educația de obicei, s-a stricat un fel de sens curat al lucrurilor. Ok, limba evoluează, dar sensul cuvintelor mi se pare că contează foarte mult de obicei. Așa cum când zici verde, te referi la verde. Da? Așa. Și verde are un spectru. Ok, dar zici verde mai deschis, verde mai închis. Oamenii au ajuns să folosească cuvintele scurs, așa. Exact ce zicea și Costel. Deci ai chestii care sunt prejudiciu, de exemplu. Ce înseamnă prejudiciu? Că n-ai primit sau că te-ai simțit prost sau de aia avem limitarea asta la lucruri fizice. Pentru că poți să le demonstrezi și foarte multe lucruri care sunt inconfortabile sau lumea zice, păi nu-mi place de fața ta. Nu-mi place de fața ta, de fapt înseamnă ceva, poate fi transpus și în viața fizică. Dacă poate fi transpus, dacă poți să-l arăți, îl demonstrezi. Și poți să respingi deranjul, stricăciunea, agresiunea sau doar amenințarea. Dar foarte mulți, acum, nu mai pe partea stângă, sunt deranjați de ceva și nu mai, uite, o critică, nu mai poate să trăiască liniștit. O critică de tipul ăsta ni se aplică și nouă. Uite, dacă e termenul anarhism, n-a fost inventat de oamenii de dreapta. Corect. Stânga prima oară. La fel termenul libertarianism. Și așa ei ne pot spune nouă. Păi, dar de ce e folosit așa? Da. De ce folosiți termenul anarhism în sens de respectarea proprietății private? Noi anarhismul foloseam în sens proprietate. Da, e adevărat. La comun. Noi avem și cuvânt pe românește, luat în franceză, care zice libertar, care înseamnă
anarhist, om de stânga care nu recunoaște autoritatea statului, chestii de astea. Pe bune? Da. În Dex? Da, libertar. Mie îmi place că e mai scurt. Nu mai pui 7 terminații, dar mă rog, astea preferințele mele. Nu, ideea e că nu așa vrea neapărat o problemă cu asta. Da, corect. Să-ți precizezi, așa cum precizăm și aici. Definim ce înseamnă principiul agresiv. Păi că e interzis să inițiezi violența împotriva persoanei și proprietății. Yes. Physical violence. Da, inițierea. Violenței fizice. Ce vreau să mai zic la chestia asta cu cuvintele. De ce există alunecări? Deci ai un lucru spus de toată lumea, îl auzi pe toate drumurile. Da? Impozitarea e un cost pentru societate necesar. Un cost necesar pentru o societate civilizată. Mi se pare că e o alunecare de termen, cineva ți-ți impune o chestie, nu e un cost, e o impunere, e o tâlhărie, ce vreți voi, dar e un lucru impus, nu poate să fie un cost. E ca și cum dar ai zice... Ei nu zic nici măcar cost. Contribuție sau... Bă, e ca și cum ai zice... Doar libertarienii zic ceea ce este, adică furt sau jaf. Dar ei zic, preferă cum era Gabi aia cu ANAF-ul, aia de azi de pe conformarea voluntară. Da. Urmează, zicea, urmează trendul. Fii în rând cu trendul, da. Conformează-te voluntar. Până pe 25 mai. Deci 70... Deci 7 lucruri sunt greșite în 4 cuvinte. Dar uite că au preluat și ei chestiile astea, să facă furtul să-l facă mai cool, să par mai, da, fii, mai modern. Mai... Fii și tu în rând cu lumea, nu fii altfel. Cu toate că de obicei... Se zice, fii și tu mai altfel, nu fii plictisitor. Mă rog, voiam să zic mai devreme. Deci, e ca, impozitarea ca să fie un cost, e ca și cum ai zice că un viol e un cost necesar pentru perpetuarea speciei. E utilitarist vorbind, păi cum să ne mulțim altfel? Că nu vedeți că nu se întâmplă, trebuie forțare. Da, din fericire e incrimina violul, dar ideea e că poți asimila violului... Toată agresiunea statului. Așa cum înainte era permisă sclavia și după aia nu mai e permisă, bine, am sărit un pic pașii, dar... Aia privată nu e permisă. Exact. Taxele sunt muncă forțată, exact. Sunt sclavie. Exact. Deci o chestie, dacă e făcută de stat, devine legitimă, devine corectă. Problema e doar furtul privat. Avea David Friedman asta, dacă îmi fură unul portofelul și eu strig după ajutor și un hoț, nu știu ce, lumea, da, îți concede că ai dreptate. Dar dacă vine un agent la fisc și tu la fel ai aceeași reacție, nu mai ce că ești nebun dacă strigi hoțul. Deci e aceeași chestie, știi? Ba chiar e mai nesimțit ANAF-ul, pentru că hoțul, ăsta e, spune, zice asta, hoțul admite că te fură și că îți face un rău. În timp ce statul îți, da, măcar fugi. Îți spune că îți oferă bunuri publice, că îți, da, face un bine. Nu îți face un rău. Da. Uite ce vreau să mai zic de principiul ăsta al non-agresiunii. Capitolul urmează o fundamentare a principiului. Dom'le, cum să-l fundamentăm? Deci ăsta e principiul. Cum îl, de unde știm că e așa? Pe ce te bazezi, cum zicea Moromet? Și aici o obiecție poate fi, păi dacă e axiomă, de ce vrei să o fundamentezi? Că asta e diferența între axiomă și teoremă. Axioma e admisă. Fără demonstrație, teorema se demonstrează. Da, bine. Dacă tu o fundamentezi, nu înseamnă că nu... Cred că problema se pune la faptul că întrebarea e, de fapt, de ce ar trebui să urmăm axioma asta? Că și aici, asta e o discuție pe care aș vrea să o avem, de exemplu. Și părerea mea e că răspunsul e același ca în matematică. Deci în matematică, da, ai, sau în geometrie, da, ai două feluri de geometrie. Geometrie euclidiană, geometrie non-euclidiană. În geometria euclidiană, la baza ei stă axioma că două drepte paralele nu se întâlnesc niciodată. Da? Ok, geometria neoclidiană nu are axioma asta la bază. Da? Și acolo arată cu totul altfel. E, întrebarea este, în realitate, da? În lumea reală, asta, corpuri, fizice, chestii, da? Noi o să folosim geometria euclidiană, pentru că cel puțin prin empiric vorbind, da, am constatat că, într-adevăr, două drepte paralele nu se întâlnesc. Oricât le-am trage, oricât am trage de ele, dacă sunt paralele, nu se întâlnesc în realitatea asta în care suntem. Da?
Așa, adică și... nu știm realitatea cu adevărat, dacă nu cumva e curbată, mă rog. Nu, știe toată lumea că planeta e plată. Deci, rog, ok, scuză. Da. Uite, zicea un prieten, păi ce mă interesează Einstein? Merg cu mașina, doar nu merg cu viteza luminii. Da. Rothbard discută eu aș spune că ăsta e motivul pentru care axioma non-agresiunii, pentru care sistemul bazat pe axioma non-agresiunii ar fi ok de folosit, de luat, de aplicat în practică, pentru că se conformează realității, dacă e să-l să-l luăm la bani. Se conformează din cauza că seamănă foarte mult sau arată ca conceptul ăla de comportament universal preferabil. Da, mă rog, să zicem. Deci n-ai comportamente agresive. Ai mâncare. N-ai comportamente agresive. În ce sens ai spune că principii e în acord cu natura umană? Când tu ai comportamente agresive. Da, dar tu ai, dar recunoașteți greșite. Adică tu ai, tu nu o să preferi niciodată ca cineva să te agreseze. Da, alții preferă, uite. Păi alții preferă, dacă e axioma, da, discutăm de principii universale. Da, și atunci principiul universal trebuie să se aplice și lui A și lui B, indiferent dacă A e inițiatorul sau B e inițiatorul. Auzi, dar e o întrebare bună, dacă cineva preferă o agresiune, ea mai nu mai e agresiune, asta e o chestie. Tu ai intrat cumva în una din justificări. Deci el are în vedere, Rothbard are în vedere trei justificări. Una ar fi aia emotivistă, prin emoții. De ce e bună axioma non-agresiunii? Pentru că îmi place. Îmi trezește anumite emoții. Alta e aia utilitaristă. De ce e bună? Pentru că are niște consecințe bune. De exemplu, dacă adoptăm, uite, să luăm România de azi. E social-democrată relativ la comunism. În România de azi, sunt consecințe mai bune. Oamenii au o viață mai bună decât în comunism. Deci un sistem mai puțin agresiv e mai bun decât unul mai agresiv, să zicem. Deci asta ar fi o poziție utilitaristă. Asta e pe utilitarist. Utilitarist. Da. Adică utilitarist ce înseamnă? De unde știu că e bună regula? Noi la consecințe. O implementez și fă ce rezultă. De exemplu, iau instituțiile comuniste și văd că rezultă egalitate în sărăcie. Iau instituțiile capitaliste și văd că, nu știu, rezultă prosperitate. Compar consecințele și zic, da, aleg capitalism, să zicem. Și a treia justificare era asta, care intra deja pe asta, via drepturi naturale, nu? Că e în acord cu natura umană, cu natura realității, nu? Cam să vreți. Da. Da. Dar oarecum eu am extras-o un pic mai mult, adică el îi spune că e în acord cu natura umană și face o explicitare de ce este în acord cu natura umană, și anume faptul că evolutiv vorbind, omul este un animal care trebuie să-și folosească mintea ca să poată să supraviețuiască, pentru că dacă e să luăm așa, altfel nu suntem, deci, poți să spui că suntem putem să fim la gradul de hunter-gatherers, da? Dar hunters nu suntem noi ca animal, noi nu suntem animal de pradă, dar am ajuns să fim animal de pradă pentru că cu mintea poți să gândești, în primul rând ești mai deștept decât celelalte animale, cât de cât poți să le anticipezi, da? Poți să le muți într-o direcție sau alta, poți să construiești capcane și deja în clipa în care construiești capcane discuți de alte concepte. Da? Și întrebarea e, conceptele alea cui îi aparțin? Ideile în sine. Da? Omul ca să supraviețuiască... Are you talking about intellectual property? Nu chiar. Știu. Nu chiar, dar omul ca să supraviețuiască, dar se folosește de creier și trebuie asta înseamnă că el trebuie să poată să creeze chestii, da, de care se folosească mai apoi ca să preia din natură, da? Ok, să fie și responsabil pentru el. Exact. Ăsta ar fi argumentul pe partea de drepturi naturale strict. Dacă e să intrăm pe partea religioasă, nu, Dumnezeu l-a făcut să fie stăpân peste toate animalele. Direct de la început. Nu vreau să intre pe care are. Nu. Eu nici Rothbard nu intră pe care are. Pentru că nu intră. Ok, bine, atunci nu intră. Deja, rămânem așa pe drepturi naturale și eu zic că face foarte bine. El se leagă mult de conceptul de rațiune. Prin rațiune noi putem să ne dăm seama de natura diferitelor obiecte din natură. Așa ne putem da seama și de natura omului. Un om are
planta are anumită natură, face frunze, face flori și mai departe, așa și omul. Vedem că are niște proprietăți. Da? Are două mâini, cu picioarele merge și așa mai departe. Și putem să scoatem... Da, și știm că nu aleargă el cel mai bine. Nu... Deci cu ajutorul rațiunii putem să ne dăm seama despre proprietățile, adică anumite atribute ale omului. Și să le analizăm. De exemplu, trebuie să ne bazăm pe niște revelații. Ca să, ok, de acord. Deci dacă ca să bat ideea asta da până la capăt. Ia o pumă, da, o panteră, un ghepard, un leopard, da? Ok. El are viteză și ghiare și asta îi aduce carne în burtă, da? Noi nu avem nici viteză, nici ghiare, dar mâncăm carne. Și ca să ajungem să mâncăm carne, trecem prin tot felul de procese. Și acolo și Rodba spune că trebuie ca omul să fie lăsat liber să-și folosească rațiunea pentru a supraviețui și a prospera. Și aici revenim că aici într-un fel tot un argument utilitarist ar fi. Dom'le, deci pe care de consecință din cauza acestor două preferințe bune pe care, zicem, le-ar avea omul, mergem pe drepturile naturale. În sensul că, care este, de ce mergem pe drepturile naturale? Pentru că omul așa supraviețuiește și prosperă. Dar mie nu mi se pare că ăsta e un argument utilitarianist. Mie mi se pare că e un argument cât se poate doctrinar, că e integrat nici măcar, ar putea spune, dacă e, chiar darwinist, deși noi am avut o problemă la capitolul trecut cu darwinism. Da, argumentul darwinist e consecvenționist. E consecvenționist, dar nu e utilitarian. În sensul că nu e mai bine pentru un tip de utilitarism. Nu e mai bine pentru o specie să supraviețuiască sau nu. Nu că în interiorul asta poți spune și la Rothbard. Ăla care vrea să sinucide nu vrea nici să înflorească, nici, sau e un nihilist, de exemplu. Dar vrea să ducă dracu societatea, nu vrea să să se ducă el. Atâta vreme cât vrea doar el, despre el, nu e nicio problemă. În clipa în care începe să spună, să-și impună preferințele și asupra altora, de-abia acolo începe să apară o problemă. Dar ideea e că n-ai omogenitate și că nu ajunge... Uite ce vreau să zic. Dacă e critica pe care o face Rothbard lui Mises, e că ok, o majoritate are salarii mai mari și prețuri mai mici, da? Sau uite, vrei să convingi lumea că de ce e rău salariul minim? Păi salariul minim creează șomaj. Și ce zice Rothbard? Da, dar poate unora le place șomajul. Deci nu. Sau le place ca ceilalți să sufere, știi? Înțelegi? Așa. Faptul că tu ai o majoritate care vrea o chestie nu e suficient. Da. Nu e suficient. Și atunci... Ce? Merge pe... Stați un pic să vă întreb ceva. Deci dacă și Rothbard zice mai încolo, nu înseamnă că nu analizezi consecințele. Dar dacă tu ai un principiu drept, dedus, logic, da, din natura lucrurilor, vezi că ăsta e drept, deci o să un lucru o să stea drept. Nu știu, ceva, o deducție, da? Și după aia vezi consecințele că sunt bune, Doamne ajută! Dacă vii cu consecințele înainte și nici nu mai ai deducția logică, atunci ar fi utilitarism. Nu, stai. Deci eu zic așa, dacă tu vii, uite, aceste lucruri se întâmplă, deci sunt bune, nici nu mai fac nicio deducție logică, trebuie omul să fie lăsat liber, pentru că asta e natura lui, pentru că dacă nu e lăsat liber, nu-și face potențialul, ca să nu zicem că nu mi se pare, te întrerup, pentru că nu mi se pare că mi se pare că inserăm ceva ce nu există în text. Da, știu că nu există în text. Nu. Conceptul de bune nu există în text. Conceptul de bune. Rothbard nu spune nicăieri, e bine să fie așa. Nu, el spune, așa este. Păi da. Și invers e rău, adică dacă te introduci în împotriva firii, da? E rău. Dar nu e neapărat, firea e fire, nu e neapărat sol, nu trebuie, nu e un bun ca să o lași.
să fie. De asta, spun că sau nu să e, forțeze. De asta spun că nu e, mie nu mi se pare că e un concept utilitarist, că utilitarist înseamnă să judeci că consecința sau actul în sine e unul pozitiv. Dar el nu e pozitiv, doar opusul lui e negativ. Ai spune că da, ok, dar atunci dacă opusul e negativ, el în sine trebuie să fie pozitiv. Dar așa poți să te duci după aia în discuția pe drepturi pozitive și negative și... Nu, utilitarism e să evaluezi, deci sunt două chestii de validare. Una e să o validezi, chestia e bună în sine, alta e să o validezi via niște consecințe. Ce face răva prin dreptul natural e să valideze prin consecințe. De ce e bun principiul în agresiunii? Pentru că duce la supraviețuire, duce la înflorirea societății umane. Nu contează că el nu zice că sunt utilitarist. Așa poate vine unul cu ubi și zice ubi înseamnă libertate. Noi zicem, nu, noi nu folosim așa termenul libertate. În sensul ăsta de ce chestii mai e gratis de la stat. Nu, pentru noi libertate înseamnă ca o acțiune să urmeze voința ta, condiția să nu îi agresezi pe ceilalți. Așa de plin. Înțelegi? Chiar dacă nu zice Rothbard. Da, el nu zice normal, zice asta cu drepturi naturale înseamnă ceva, utilitarism înseamnă altceva. Dar eu zic, nu, e același lucru. Ce face el e o validare prin consecințe. Dacă ești pur deontologist, tu nu faci. Kant, când vorbește de imperativul categoric, să nu ucizi, nu mai discutăm de consecințe. Deci la o evaluare deontologistă, te-am zis, de tipul imperativului categoric, să nu ucizi, tu nu mai faci un calcul al consecințelor. Aia e evidentă, știi, clară și distinctă. E... De acolo începe dreptatea. Problema e că Rothbard e clar că nu simpatizează cu stilul ăsta, uite, când critică și emotivismul, în care tu vezi binele, ca să zic așa. Care e critica lui la aia cu emoțiile? Că păi, ăia simt niște emoții și ceilalți, nu simt acele emoții, prin urmare nu va avea succes, nu se va răspândi. Nu apelez la argument, de cum convingi pe cineva. El zice că convingi prin argumentare, dar prin emoții nu poți să convingi. Păi da, dar poți să răspund. Păi nu, trezește emoții și la ceilalți în comunitate. Când ne aud principiul non-agresiunii, se trezesc niște emoții și așa îi validează și convingi pe ceilalți. Asta e răspunsul. Plus că emoția nu e pur separată de rațiune. Tu când te uiți la un film și te emoționezi, înțelegi ce e acolo, nu te emoționezi ca prost, nu? Înțelegi intriga, înțelegi limba din film sau comportamentele lor, nu te emoționezi, așa plângi fără motiv. Nu înțeleg ce spune cântec, dar așa mult... De ce asta ar fi critică? De ce? De unde ai scos că emoțiile nu se duc? Că mai degrabă se duc emoțiile. Nu poți să le transmiți, adică nu știu cum, zicem că simți o mare tristețe și păi dacă nu explici nu, cuiva prin... Nu poți să le tu te simți bine când ai scos principiul, el zice altfel, apare și lor emoții. Da, da, uite, s-ar putea să apară, vezi, problema este reproductibilitatea emoțiilor. Păi se reproduc. Păi nu neapărat. Asta zic, că nu e ai o problemă grea. Păi și ce la argument se întâmplă? Deci uite, tu ție, păi argument se ție îți place, da, ție poate să-ți placă o manea, mie nu, de exemplu. Păi, și... păi fii atent, nu, facem analiză comparativ. Uite, dăm prin emoții, vedem așa cât s-au convins și vedem cu niște argumente și vedem cât s-au convins. Posibil că la emoții să fie mai bine. Sigur. Mai... Poziția lui Rothbard e nu, trebuie să avem argumente ca să... Da. Nu știu, păi, merge fără. Cred că motivul pentru care trebuie să avem argumente și nu doar emoții este exact ăsta. Argumentele sunt reproductibile. Pe când emoțiile se bazează foarte mult pe ce te emoționează. Deci, și dacă te emoționează, deci, ideea e în felul următor. Că dacă sclavia e rea, chiar dacă tu te simți bine să ai sclavi. Mm-hmm. Da? Am un argumentare. Deci dacă ăia resimte emoții, tu aduci un argument împotriva sclaviei. Așa. Ceilalți din comunitate resimt emoții. Așa. Emoția pe care o resimi și tu de respingere la adresa, nu înseamnă că s-a dus ideea? Și că ai abolit sclavie? Nu. De unde ai scos-o? Că nu, cum să nu se reproduc? Se reproduc și emoții. Nu doar argumentul. Nu înseamnă că ai abolit sclavia. Pentru că la generația următoare, da, e posibil să nu mai aibă emoțiile alea și să zică, bă, dar stai puțin, că era o idee bună. Și pentru argumente nu e la fel? America a avut stat minimal și după a venit niște ceaușisme și n-a mai fost stat minimal? Poate sunt mai persistente emoțiile, poate se duc până la sfârșitul veacului. Păi ne arată că nu. Că... Vorbirăm între eu vreau să iau apărarea argumentelor. Yes. Ele, dacă sunt într-o înlănțuire logică,
Logica e dată de la natură, n-am inventat noi logica. Păi și oamenii ți se pare că sunt logici și că percutează la... Nu, nu sunt, dar altceva vreau să zic. Că tu îi zici P implică Q, P, prin urmare ce? Nimic. Blanc. Zăr, da. Sunt trei oameni care zic Q, prin urmare. Q. Mă rog, asta era de altă parte. Ce vreau să zic? Poți să ai o discuție despre cum arată bine o grădină. Poți să ai o discuție despre cum este o grădină sănătoasă. S-ar putea că ție să-ți placă să tai totul și să fie neted și plictisitor. Și zici, așa îmi place mie. Ok, câtă vreme poate să dureze o modă din asta? Până când moare lumea de foame. Da? O, păcând o grădină sănătoasă, are, zic tu, Gabi, ce are? Are lucruri amestecate care se întrepătrund, se ajută, pământul e moale. Da, dar emoțiile pot fi atașate. Nu vezi ce vreau să zic? Alessandro, emoțiile pot fi atașate și chestiilor sănătoase. Oamenii de azi, oamenii sunt pesimiști, doamne, că oamenii sunt varză, nu știu. Nu, oamenii resping comunismul, resping slavia, resping. Deci nu sunt chiar așa de bani. Resping comunismul, resping așa cum le-au fost date. Să-ți aduc aminte acum câțiva ani, da. Exact. Nu, ei nu știu că ăla a fost fascist pe față. Nu l-a respins decât 90% din populație. Noi eram ciudați că ziceam că ce în Germania fascist. Nu, cum și în Germania, da, unde nu puteai să te duci la magazin dacă nu erai înțepat de trei ori. Restricții. Da, dar chiar și cu restricții. Dar ăla n-a fost, înțelegi? Pentru că fascismul, ei știu fascismul, a fost cu ceva, cu Hitler, gata, noi nu mai suntem. Cu crime. Dacă n-a murit, aia. Să vezi și partea bună și... Încă n-a murit nimeni. Da, exact, niște mici exageri. Și partea bună și poate fi perenitatea unor emoții, știi? Tocmai că nu sunt. Prin definiție, emoția nu e peren. A, că strece. Frica a apărut în 2000 și dispare în 2015. Ideea e că strece. Ideea e că strece. Că ești tu terorizat, ca om, la un moment dat te obișnuiești cu teroarea aia, nu mai ești terorizat. Tu ca om, ai un, ca om, da, în sistemul tău neuropsihologic, da, ai o anumită saturație la orice fel de emoție. Inclusiv că e plăcută, inclusiv că nu e. Se numește, îți crește rezistența, bine, dopaminurgică la chestii plăcute și îți crește rezistența la, cum îi spune, cortizol. Așa. La chestii neplăcute. Și tu poți fi în cel mai mare stres, da? Și se duce. A? Și poți să fii și în cel mai mare stare de plăcere și bliș și la un moment dat te plictisești de el. Și te plictisești tocmai pentru că în interiorul tău gata, s-a saturat și emoția se duce. Deci este trecătoare. Unele sunt perene. Nu sunt. Din definiție nu sunt. La canibalism, da. Da, știu. Oamenii se opun la canibalism. De asta am mâncat în direct. De asta am mâncat la CNN la creier uman. Pentru că oamenii se opun la canibalism. Păi și i-a pus sriracha sau nu? Ce? Sos, iute. Sriracha, da, nu știu. Nu, era puțin cu cenușă. Era mexican. Da. Atunci e ok. Ce vreau să mediez aici este că dezgustul, eu nu l-aș numi emoție, e o reacție. Deci faptul că ai dezgust la canibalism, la alte ciudățenii, ca să nu amintim... Nu, e tot emoție. E emoție. Zice, păi stai, el la nivel emotiv nu e rațional. Deci nu vine de aici, uh-huh, din cortex central, vine dintr-o. Da. No. Păi da, asta este modalitatea prin care vrei să transmiți-o, să convinși pe celălalt, prin emoții sau printr-un discurs rațional, să zicem. Păi hai să începem prin emoții atunci. Mă, nu vă e rușine să vreți să fiți stăpâniți mereu? Dar chiar bine, așa? O tai ca să... Totul rămâne, nu edităm pentru content. Eu nu cred că era asta. Da. Nu, chiar cred că se folosește. Și da, bine, de... și... Păi da. Folosești shaming-ul ăsta. Shaming. Și la mă și la... Da, da, da. Da, stânga se folosește de... Nu, da, se folosește tocmai pentru că tu obții un compliance temporar, deci emoția în sine e un instrument, da, care poate să producă schimbări de comportament, pentru că de fapt ce te interesează? Te interesează să produci schimbări de comportament. Ok, emoția poate să-ți producă, e puternică, pe termen scurt poate să-ți producă o schimbare de comportament, pe termen lung nu. Deci, uite... Ca să-ți dau un exemplu. Te uiți după sărbătorile de Crăciun,
da, te ieși din duș, te prinzi în oglindă, zici, aoleo, trebuie să mă duc la sală. Vezi? Chestia asta e adevărată pentru toată, hai să zicem, pentru 70% din lume, da? Și de asta cresc abonamentele la sală în ianuarie peste tot în lume, da? Aproape nimeni nu se mai duce la sală în februarie. Și nu da, din cauza că au rezolvat problema. Din cauza unor emoții, din cauza Că s-a saturat, da, pentru da. Că reacția în sine a fost emoțională, dar nu e una rațională asumată, da, nu ți-o asumi, ci zici doar, ăsta e răspuns. Uite, aș vrea să discutăm și despre modul în care el explică sau argumentează cum să te deții pe tine însuți, self-ownership-ul ăsta. Și face asta prin reducere la absurd. Hai să zicem, ok, nu te deții pe tine însuți. Și atunci sunt alte posibilități. Ori o anumită clasă de oameni dețin altă clasă de oameni, sau toți oamenii se dețin unii bați. Deține pe fiecare individ în parte. Da. Deci tu ai fi deținut sau ai fi proprietatea tuturor celorlalți oameni. Și analizează consecințele acestor poziții, ajunge la chestii nevalide și atunci zice, dom'le, fiecare om trebuie să se dețină pe sine. Da, și hai să le și prezentăm un pic. Sunt ala trei, te deții pe tine, unii dețin pe altii. Nu, dar vreau să zic de ce să nu să vedem, deci tu, el spune, ok, te deții pe tine, cu asta rezolvă toate problemele, nu intrăm în ea. Da? Cea de-a doua consecință. Ai o clasă de oameni care are dreptul să dețină alți oameni. Da. Da? Și el aici ajunge și scrie foarte valoat că asta îi face pe ăia care nu au dreptul să se dețină pe ei cam subuman. E master race și așa mai departe. Nu o spune explicit, dar spune ok, chestia asta o rejectăm. Pentru că el privește, din nou aici, el deja a pus fundația în drepturile naturale. Nu? Și privește, spune, domne, chestia liber asta vine din natura umană și atunci dacă cineva are dreptul să-i dețină pe alții, ăia pe care de consecință nu mai sunt oameni, dar știm că sunt oameni, deci asta nu merge. Și atunci a doua variantă pe care o spune este fiecare are dreptul să dețină din ceilalți o cotă parte. Uh-huh. Da? Și asta cade oarecum în practică, în sensul că la fiecare pas tu trebuie să te consulți cu proprietarii trupului tău. Unde poți să cumpăr casa asta sau nu poți să cumpăr casa asta? Și aia trebuie să zică da sau nu. Nu, dar sunt decizii și mai urgente, știi? Da, plus o casă investiție pe termen lung, să zicem că vrei să mănânci o pizza, știi? Scenariul ăsta pe care îl numește comunism, care toți ne deține reciproc, să zicem unul e plecat la munte și tu aștepți să-ți dea pe telefon, să-ți dea acceptul, sau o persoană să uită la seriale, tu la fel tot aștepți. Deci în persoana a uitat, s-a uitat munte și a uitat telefonul acasă, deci tu mori, clar. Da, persoana aia care se uită la seriale, i-am dat voie. Da, pentru practicalitate o transformă a doua variantă într-o formă de a primei variante. Că prin delegare... El spune că pentru practicalitate toți ar putea să delege. Să delege, ok. Nu mai vreau să decid pentru Costel ce să mănânce. Deleg... persoana este care se ocupă tot timpul, exact. Firmei respective. Și tot ajunge la o oligarhie. Există la un set de oameni care preiau toate aceste decizii de la toată lumea și decid pentru fiecare. Bine, dar ce nu poți să zici e următorul lucru. El mai aduce un contraargument care seamănă un pic ca la lama lui Occam, în sensul că ok, dacă ai voie să deții o cotă parte din alți oameni și se presupune că inclusiv din tine ai voie să deții o cotă parte și din tine dacă ai voie să deții din alți oameni, de ce nu te-ai deține pe tot? Cât despre asta cu delegatul, da? Dacă e să o luăm așa, să delegi, dar de ce nu vrei tu să delegi partea, cota partea ta, ăluia în sine? Și atunci ajungi la partea în care ăla ajunge din nou cu proprietatea integrală. Plus că mai ai o problemă. Cum se iau hotărârile? Cu majoritate mică, mare sau cu unanimitate? Păi cu Pentru unanimitate, că dacă ești cu unanimitate,
tu cu a mea milioarda parte pe care o ai tu despre tine, tu poți să nu fii de acord și nu se mai face nimeni nimic. Exact. Zici nu o să faci. Toată lumea zice trebuie da. Să mănânci. Tu zici nu, nu mănânc. Păi de ce? Faci o milion acolo, aia, milionul ăla eu nu mănânc. Da, păi... prin unanimitate. Da. Da, da, că tu nu ești de acord. Da, uite, eu aici am o întrebare, mie mi s-a părut că lipsește o altă parte dintre astea, și anume, și bine, oarecum am acoperit răspunsul, dar merită punctat din nou. Că contraargumentul de obicei când vii la cineva și îi spui, domne, omul se deține pe sine însuși, și tu îi spui că ai opțiunile, ori să se dețină, ori să... se dețină la comun, ori să te dețină alții și nu e ok. Și vine lumea și spune, dar de ce trebuie să, de ce, hai să nu fie nicio deținere. Nu, tu nu te deții pe tine, eu nu mă dețin pe mine, nimeni nu se deține pe nimeni. Da? De ce să fie în criss-cross? Nu e nevoie. Nu mai face nimic. Care e argumentul? Care e contraargumentul? Răspunsul la chestia asta. Că tot așa că mori. Că n-ai putea să acționezi, da, pentru că... Da. N-ai proprietate, n-ai control asupra, mâine asupra. Da, morim. Nu putem. Bine, aici mai ai o discuție pe care am mai avut-o noi mai de mult. Că... Da, dar contraargumentul pot să-l duc și mai departe. Dar ce, pisicile pisicile nu acționează, câinii nu acționează, animalele nu acționează. Și pisica dacă nu gândește, nu există. Da, dar am mers pe presupoziția asta, că poți folosi chestia aia, dar dacă e proprietate. Eu ce voiam să zic era că persoana, așa ne jucăm noi tehnic, să zicem că e un fel de entitate care ia sub control un corp și l-a luat prima oară sub control și atunci e al lui pentru că apropiere inițială. Dar persoana este corp și corpul. Da? Persoana nu există fără corp. Sau corpul fără... Scuze puțin, minte. La pisică cred că o mise se zice că nu acționează. Păi, da, asta e un comportament instinctual. Ar zice că nu alege. Nu alege. Păi, nu alege. Știu, dar ca să... Nu ca de acționat, o zici, păi cum, nu m-a zgriat. Dar nu alege. Ea e instinctuală, pe când omul poate să se abțină de la niște chestii. Nici pisică nu se abține, da, mai greu. Ăsta ar fi al patrulea scenariu. Eu aș vrea să revin puțin la al treilea. Valia a produs un album bun la un moment dat, chiar original. Dar trebuie să mai scrimă lor la Mises. Deci ce spune argumentul 3? Care e argumentul lor, Rothbard? Că dacă toți ne deținem la comun, până ajunge și cu tehnologie și cu nu știu, până ajunge consimțământul ăla, mor. Deci, da. Și la fel și eu, nu știu, adorm și ui să-i dau consimțământul și la fel, mor. Exact, plus că, da, uite. Sau moare. Nu, da, tot felul de scenarii. Da, moare cineva, ne așteptăm consimțământul. Datorită faptului că, da, ok, are voie să moară, corect. Și asta e ideea. Okay. Dar datorită faptului că suntem pe partea pământului cu zi și pe partea pământului cu noapte și că lumea doarme noaptea, da? Șansele ca oamenii de pe partea pământului care e pe zi să poată să mănânce și să bea e egală cu zero, pentru că ei lasă de pe partea aia o să doarmă, nu poate să le dea consimțământul. Da, da. Deci ăsta e complet argumentul lui Rothbard. Dacă ne deținem la comun până îți vine acordul ăluia, să alege praștea noastră. De noi. Vali zicea, nu, dezvoltă un argument și mai tare. Și o să zic de ce e mai tare. Uh-huh. El zice, hai să, ca să inițiez ceva, uite, eu ca să inițiez ceva am nevoie de acordul lui. Dar el, ca să-mi dea acordul, are nevoie de acordul meu ca să-i dau acord. Și tot așa. Ideea e că se creează o buclă de asta din care nu poți ieși. De ce zic că e mai puternic decât argumentul Rothbard? Pentru că în cazul Rothbard ne putem gândi la comunități mici. 100 de oameni unde poți, într-adevăr, da acord. Deci dacă suntem 100 de suflete sau câteva familii acolo, ne putem da acordul și rezolv problema în principiu. Dăm niște apă, bine! Ori pe argumentul lui Vali nu poți nici 100 de oameni, pentru că nu poți ieși din buclă. Nici în doi. Deci eu ca nici să inițiez, încă o dată, eu ca să inițiez o acțiune am nevoie de acordul lui. Iar el ca să-mi dea acordul... Presupune acțiune. Da, iar el ca să-mi dea acordul are nevoie de acordul meu. Iar eu ca să-i dau acordul și tot așa. Deci ideea e că nu poți iniția nicio acțiune. Deci că e... Teatru absurd, de genul ăsta. Da, nu poți ieși.
Da. Ok, deci ar fi, am discutat patru scenarii până acum, ăla te dețin pe tine, al doilea unii dețin pe alții. Te vorbim și de faptul că cu deținerea trupului ei la lui Dumnezeu? Păi asta vreau să zic. Da. Sigur, te grăbești ca copiii amici. Așa suntem. Al treilea scenariu era comunism, al patrulea ăsta pe care îl discutam cu nimeni, nu deține pe nimeni, și al cincelea, uite, un critic conservator îi reproșează lui Rothbard că nu îl inventariază și pe ăsta ne deține Dumnezeu. Că ne-ar fi făcut și atunci... Care ar fi problema, Gabi? Eu nu văd nicio problemă. Pentru că... Nu vrei să fii liber, vrei să fii așa, proprietatea cuiva? Nu. Asta oricum este, nu poate fi argumentată sau dovedită în societate, în relațiile cu ceilalți oameni. Asta poate fi doar o credință a ta. Grupul meu este deținut de Dumnezeu. Epistola aia către Corinte, nu știu cât, care se spune că sunt oameni, corpul este proprietate de Dumnezeu. Deci ai bază scripturală. Așa, da. Dar tot baza scripturală spune că tu ai liber arbitru și tu decizi ce faci cu trupul tău. Adică tu ești, să zicem, managerul pe lumea asta al trupului, nu alte persoane. Când cheamă trupul la judecată Hristos, pe tine te întreabă ce ai făcut. Nu întreabă pe ceilalți care ar fi, să zicem, responsabili. Dar aici cheia ar fi, că după aia ai ajuns la judecată. Până atunci ești lăsat să greșești, să nu, te nu, nu, să nu, te crești. Da, 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 nu e treaba altora să apere. Mântuirea personală, nu este... Pe pământ. Mântuirea personală nu este colectivă sau... Nu, da, ideea e și îmi place, e exact asta, să țin că tu ești responsabil. Mm-hmm. Deci chiar și exact. pe ideea asta, tu ești ăla care a fost responsabil. Și nu Dumnezeu a zis că ești responsabil. Deci și tu ești responsabil. Te consideră, a zis, poate a zis, nu știu, nu sunt, eu nu sunt cărturar, da? Dar din ce ai spus tu, Gabi, ai spus așa, că la judecată de apoi, da? Deci după ce s-a terminat totul, da? S-a închis barul. Istoria. Așa, ok, Iisus spune, păi tu, ce ai făcut tu? Nu ce-au făcut ceilalți cu... Deci e compatibil, teoretic. Sau pe cine ai lăsat prin vot? Sau da. n-am putut. Că statul... Da, cu nici nu poți măcar. În paradigma asta, nu poți să spui, ok, mi-am delegat răspunderea personală lui Costel și la judecată tot pe Costel trebuie să-l trebuie. I-am zis că nu bat capul cu ce se întâmplă cu mine pe lumea asta. Bine, poate să spună Dumnezeu, ok, e delegarea, l-am judecat și ești vinovat. Nu, nici asta nu. Pe tine te cheamă. Și atunci revenim tot așa. Libertarismul fiind o chestie pământească de lumea asta și trebuie să acționez ca persoană, faptul că trupul e deținut de Dumnezeu sau de tine însuți este egal. Tu ești cel care răspuns pentru acțiunile cu ceilalți oameni. Bine, poți avea interpretarea asta conservatoare în care o comunitate conservatoare îți poate impune anumite restricții, anumite interdicții, de exemplu să nu vei, pentru că distrugi proprietatea lui Dumnezeu. Poate, dar nu este o poziție de știu. Poate fi interpretată ca... Adică, în istoria s-au întâmplat lucruri de genul ăsta, da? Inclusiv prohibiția în America, pe chestia cu alcoolul, a fost inițiată de niște asociații creștine și după modelul ăsta, știi? Însă, în momentul în care îndepărtezi de creștini ispitele, alcoolul nu mai este accesibil, bordelurile și celelalte, drogurile și celelalte. În momentul ăla, lumea nu se poate mântui. Ca să te mântuiești, trebuie să ai ispita lângă tine și să te abții, adică să nu cazi.
Să te lași cu pachetul în buzunar. De ce poți spune că îi se ajută? Uite, noi că avem discuția asta. Te ajută să nu păcătuiești, dar nu te ajută la mântuire. Uite, noi că avea discuția asta. Domnule, care e atitudinea cea mai bună față de ispită? Și spunea că sunt două situații. Una e o chestie niciana, la nici să cauți pericolul, știi, să-l înfrunți, să cauți ispita. Și a doua ar fi, povestește cazul unui evreu care îl tot înșela nevasta pe o canapea și a vândut canapeaua până la urmă. Înțelegi? Da. Care mai poate conservatorii mei, poate te ajută. Nici sunt cei care vând canapeaua, știi? Da. Nici asta, nici să cauți, nici să cauți ispita. Da, nici să îndepărtezi, să lași lucrurile în mod natural, conform pronii în Dumnezeu, să se întâmple lucrurile. Da? Deci nici hai să mă duc pe strada aia unde sunt 18 bordeluri, să zicem, sau eu știu ceva de genul ăsta, dar nici să interzic bordelurile, să nu se mai întâmple niciodată, să mă întâlnesc cu o astfel de posibilitate. Dar dacă ai drum pe acolo. Dacă ai drum pe acolo să cumperi pâine, nu? Treci. Păi da, dar cum? Uite, dacă iei Leviticul. Dacă ai de luat multă pâine. Dacă iei Leviticul, acolo treci. Apare clar o interdicție să faci tatuaj, să nu ai tatuaj. Mm-hmm. Ideea cum o interpretăm? Conservator poate să spună, păi, asta e o obligație divină. Deci e normal să-ți o aplic. Corpul tău e proprietatea lui Dumnezeu. Tu când îți faci un tatuaj, distrugi proprietatea lui Dumnezeu. Sunt. Deci reacția mai defensivă, nu e agresivă. Eu nu sunt un bătut în cap, eu doar... Bine, aici să înțelegem poziția. Ce spune cartea. Noi înțelegem poziția asta. Zi tu, Gabi, că... Sunt chestii la... victimless, păcate cu fără victime și păcate cu victime. La păcate cu victime, atunci... Și mai sunt și chestia asta cu alte religie și creștinismul. Creștinismul e caz mai special, dar alte religii, într-adevăr, este iudaismul. Fac lucruri de tipul ăsta, nu? Te interzic inclusiv ce să mănânci. Mm-hmm. Bine, poți să spui că și la noi ai post, nu? Ești creștin și dacă nu ți-e post. Nu este... Bine, aici sunt sunt curios, vorbeam... Adică la creștinii tot nu e păcătoasă, deci before, nu există nimeni care prea păcătoasă. Vorbeam... într-o seară cu un prieten al nostru conservator care a scos următoarea idee și mi s-a părut foarte, foarte tare și anume că partea veche din Biblie, da? Vechiul Testament, reprezenta o obligație pentru poporul lui Israel. Dar odată ce vine Iisus și Noul Testament și creștinismul, este prima oară când obligațiile alea nu mai sunt obligații, sunt voluntare. Uh-huh. Sunt asumate și voluntare. Deci nu e, dispare conceptul ăsta de trebuie să ne ținem unii pe alții, să nu facem, da, să nu să poți nu argumenta, poți aduce citate. Uite, Iisus spunea, am venit să, cum era, să împlinez, să nu, da, să continui niciun, legea, adică există să împlinești legea, da. Între... Da, o împlinește prin o modificare de tipul ăsta. Un conservator poate spune, nu, mene, tu continui acea tradiție, nu? Știu ce vrei să spui. În sensul că anumite, hai să zicem, să luăm cazul ăsta simplu. Un conservator pedepsește crima, de exemplu, juridic, bazându-se pe alte chestii, sau o pedepsește din cauza că e păcat? Și aici depinde. Dacă se bazează pe... Ambele și cred că a doua e mai dacă importantă se bazează, dacă, dacă a doua e mai importantă decât prima, zici că e în aripa aia fundamentalist religioasă aproape de alte religii, da. Nu de creștinătate. Da. Cărora le place fundamentalismul. Cărora le place fundamentalismul, exact. Și atunci te va pedepsi și că nu ți-i post? Păi... Conform logicii este poate fi, da, poate fi obligație față de și asta zic că... Încași niște obligații. Și ce vreau să zic, Gabi, nu e adevărat că n-ai victime. Înțelegi? Tu când te tatuiezi, victima e Dumnezeu. Înțelegi? Că e distrus proprietatea lui Dumnezeu. El ia apărarea lui... Bine, așa asta mă enervează. Dumnezeu e atot puternic, poate să descurcă, e singur, știi? Da. Nu are nevoie de servicii de apărare. Doar ce am discutat, el te trage la răspundere, dar mai încolo.
Dar ideea este că te trage Dumnezeu la răspundere. Da. Pe când aici, pe rolul conservatorilor sau a sistemului judiciar făcut de niște conservatori, ar trebui să fie, dom'le, hai să vedem lucrurile lumești cum le judecăm. Și asta ar trebui să fie doar, nu când victima e Dumnezeu, ci când victima este un om. Adică o altă persoană, nu tu. Păi tu ești oricum proprietatea lui Dumnezeu, n-ai nimic de zis. Sau ai îți permis să Dumnezeu, atunci, poți să mănânci o înghețată. Dar ei au de zis. Ai partea de liber arbitru și ai partea în care trebuie să te supui obligații. Na, da, este o poziție conservatoare greșită. Este părerea mea. Adică creștină greșită. Că trebuie să te supui. Că obligații. Trebuie să... Alegi să te supui obligații. Că trebuie să judec eu aici pe pământ, cu sistemul meu judiciar, atunci când victima este Dumnezeu. Mai, și mai ai o... curent. Ah, da, mai ai un curent care zice eu sunt în stare să-ți demonstrez, am mai zis mai devreme, prejudicii. Deci noi zicem ce dacă e un bordel acolo? Păi să strică moravurile în societatea știu, aia și da, prejudiciile pot fi măsurate. Ideea e că dacă te substitui chestia asta, tot acolo vreau să zic și eu vorba. Dacă spui nu că sunt prejudicii, sunt prejudicii aduse lui Dumnezeu, păi cum vorbești tu pentru Dumnezeu? Păi scrie acolo. Păi scrie cartea. Păi lasă asta. Ești sigur că ai înțeles corect? Tu? Ești sigur că ai înțeles? Cum vorbești tu în numele lui Dumnezeu? Cum îți permiți să vorbești tu? Emoțional. Emoțional, da. Nu le scoți de la tine. Tu iei cartea și ce spune cartea? Nu face tatuaje. Nu ai cuvântul lui Dumnezeu. Păi da, dar cartea... Corinteni, nu știu ce. Cartea, Corinteni, nu știu ce, vine înainte de cartea... aia care a împlinit legea și a modificat. Nu, Corintenii ne-a doua. Frica mea este că... E pe legea nouă. E pe legea nouă, aia, ghinion. V-am zis că nu sunt cartorat. Ți-am zis să fii atent, atenție la mea, atenție. Mie că dacă mergi foarte mult pe direcția asta, inevitabil cazi într-o formă de fundamentalism, că ai zis mai devreme. Deci ajungi să aperi litera scripturii care nu se știe ce înseamnă sau să te ascunzi după tăticul, așa. Zici, apa a zis Dumnezeu. Și faci niște tâmpenii de te doare capul, da, pe care nu le-ar accepta nimeni, logic. Bine, și la un moment dat, și asta ai spus-o tu mai devreme, că mântuirea trebuie să ți-o câștigi. Asta vine iarăși oarecum în acord cu ce spune Rothbard, dar nu în capitolul ăsta, într-un alt capitol mai încolo. Că nu poți să fii moral dacă ai interzis imoralitatea prin forță. Yes. Că nu alegi, nu e subiect. Că, da, nu e subiect. Gândește că deci cum chestia asta că hai să impunem noi tatuajele să nu există pe acasă sau alte chestii imorale, să bate în cap cu libertatea pe care ți-a dat-o Dumnezeu chiar în rai. Da? Dumnezeu n-a pus niște garduri sau a scos în afara legii ăsta, pomul respectiv din care a gustat Adam și Eva. Dumnezeu ești liber. Dacă vrei tu să... Eu spun că nu, e bine. Ce faci? Ești liber să faci. Asta mi se pare problema. Nu fac diferența între... Deci chestia asta fundamentală în libertarianism, între moral și juridic. Juridic e legat de folosirea legitimă a violenței. De exemplu, o crimă. Când cineva face o crimă, e legitim să folosești violența împotriva lui. Moral e când cineva se tatuează, ok, poate să te enerveze, să te deranjeze, dar nu ești îndreptățit să folosești violența împotriva lui. Ori zic, și aici e problema. Se vede chestia asta în scriptură? Adică e ok să le asimileze așa? E ok să o bați pe aia cu pietre, știți? Mi se pare că Biblia nu-ți dă... Mai zice, deci chiar dacă zice noi concedem la crimă și la astea mari, crimă, fur și nu știu ce, dar chestiile alea cu tatuaje și nu știu. Mi se pare că e nejustificată aplicarea. Vreau să facem, poate reușim, o distinție din asta între, nu știu, care ar fi etichetele, dar ai lucruri pe care le face cineva și noi putem să-l judecăm că n-a făcut foarte bine. Da? Nu știu, e o chestie morală. După aia poți să judeci ce a făcut în legătură cu alții sau în legătură cu tine, care asta nu știu, ar fi etică probabil. Și după aia ai lucruri care chiar îl afectează, că de aia subliniem tot timpul lucruri fizice.
nu-l afectează în afectele lui emoționale, ci îl dă, îi face stricăciuni, da? Fizic. Și atunci ajungi în partea juridică. Încerc să fac această distinție între moral, așa că îl judeci, că deci, de ce s-a uitat așa la mine, etic, că nu știu, nu te ajută înapoi cum te aștepta prin contractul înscris, după ce l-ai ajutat tu, și juridic, în care chiar îți face explicăciune. Vă place împărțirea asta? Da. De ce e importantă distinția asta? Pentru că tu poți să admiți, dacă tu faci distinția morală-juridică între crimă și tatuaje, poți să concezi că Dumnezeu ne deține, dar de acolo nu, de, nu rezultă că trebuie să dai amendă pentru tatuaje sau închisoare. Da, exact. Deci chiar dacă concez, nu-ți curge că tu ești tu responsabil. Deci poziția mea și poziția libertariană, cred că nu ne deține Dumnezeu, nu ne deține. Dar chiar dacă aș concede asta, hai să zicem că, de ce zic asta? Pentru că nu cred în sclavie, adică când respingi sclavia, nu contează demnitatea ontologică a proprietarului de sclavi. Să zicem, dacă e sfânt, dacă e divin, dacă e tot puternic, poate să-ți facă anumite lucruri. Nu poate să-ți facă. Cred că obligațiile îi se aplică și lui asta Dumnezeu. Asta principial, numai că aici, în fapt, ca să dăm și pe partea practică, în fapt, nu te pune să faci nimic. Nu e ca și cum unii au mai fost răzniți și mergem cu frică. Cine e Dumnezeu? Da, să zici că el... Îți mai cere, nu? Nu ești chiar... Dar întrebarea e, cum zicea Gabi, dacă este contractuală. Dacă vrei să le bași pe amândouă, am putea să spunem în felul următor. Uite, eu sunt sculptor, să zicem. Bine, el spune mai târziu că e sculptor, dar nu la exemplu ăla vreau să mă refer, da? Să zicem că sunt sculptor și fac fluiere. Da? Uh-huh. Și asta e special. Eu fac fluiere toată ziua, bună ziua. Da? Bun, și am făcut un fluier și ți l-am dat ție. Da? Deci, eu am făcut fluierul, e al meu. Da? Ți l-am dat ție și zic, costele e al tău până mor, după ce mor mi-l dai înapoi. Dar e al tău. A, închiriere. Dar nu e închiriere. Deci, e al tău, poți să faci ce vrei cu el. E al tău. Atâta doar dacă îl mai ai când mor, mi-l dai înapoi. În ideea asta te deține. În sensul ăsta închiriere. Ok. Cedează un control. Da, îți cedează un control. Întrebare cât de mare e controlul ăla. Păi asta spune, îți cedează un control total. În sensul că poți să faci ce vrei cu fluierul ăla. Asta nu concep. Poți să faci ce vrei cu fluierul ăla și după ce mor, dacă mai e, iau eu înapoi, dacă nu, mă rog. Și după ce mor e în cazul ființei umane, tot ești liber arbitru. Sau învierea într-o... Păi, da, stai, aici poate îmi lipsește mie un concept, dar odată ce ai trecut până în judecată, așa. Da? Ce, adică poate că lipsește materialul scris, ce se întâmplă după aia? Adică, ajungi în rai sau nu? Ajungi, ok, și odată ce ai ajuns acolo... Da, și vrei, iarăși. Joștavele, podcasturi. Dar masă întinsă. În iad sunt cam puține. Păi ok, și atunci întrebarea pe care eu trebuie să o pun, că nu pot să mă abțin. Păi ok, și te-a judecat, te-a lăsat în rai. Așa, acolo, acum după aia, acum poți să bei, să fumezi, să te tatuezi, să... Da, acolo ești iarăși la fel. Ești la fel de liber ca... Păi nu, am înțeles, dar asta nu mai produce niciun fel de consecință? Ba da, iarăși face. Păi de exemplu, inclusiv... Păi nu e judecata finală? Ba da. Păi și cum? Păi și ce se întâmplă după? Nu, tovarășa, știu. Nu, ideea este că zice că... Teoria... Adică... Crezi dacă și nu spune că acolo nu mai faci păcate, nu mai... Vrei păi să și faci, dacă... Dar poți să a, faci nu mai vrei, dar poți, dar nu o să vrei. Exact, asta e consecință. Așa a fost și Satan. Da? N-a făcut și după aia... A făcut, zis, a făcut. Nu mai vreau. A, deci poți să decazi și... Poți să decazi și atunci. S-a urât cu bine. S-a urât cu bine, da. Deci și tu poți să... Doamne, mai faci aici în rai, mă duc în iad. N-are ce să-ți facă. Ești liber arbitru și acolo. Deci vezi, alegerea e peste tot. Deci tu poți să te chinui așa să fii cu minte și după aia asemenea... tot trebuie să fii cu minte și în rai trebuie să fii cu minte. Incredibil. Trebuie. Doar ce a terminat să spună că nu trebuie, dar nu, poate trebuie, vrei. Nu, trebuie dacă vrei... Dacă vrei lapte și miere, dacă... Dar tu nu vezi, Gabi, ai zice că e închiriere sau cum e chestia? Nu ești... E comodat? Trupul nu este închiriat. Tu ești o ființă și te asemănătești Dumnezeu.
Da? Omul este făcut în asemănătură lui Dumnezeu. Deci tu ești zeu. Ești peste îngeri. Când ajungem în rai... Da, dar nu e zeu, nu e... Numai, teism, da. Nu de panteism. Numai că n-ai creat tu universul, dar ești asemănător lui Dumnezeu. Deci trupul ăsta pe care, că deși Hristos a luat trupul ăsta, nu este chiar așa orice miște deci, pământ aici. Aici cred că răspunsul este că este o ființă total independentă, colectivă în mai multe locuri în același timp, la mă refer aici la divinitate, nu la tu însuți. Și partea, că e o parte în el, din el în tine tot timpul și când e, în no, sensul ăsta. Nu, zice că e separat. Nu, de aici nu e separat. E separat, poate că spune separat. Coduri pe acolo sau... Dar nu... Inclusiv Hristos a fost și om și Dumnezeu. Nu amesteca sau ceva de genul ăsta. Era om. Suferea ca noi. Tot. Nu era Dumnezeu... Dar noi, ca să fim mai sus decât oameni, trebuie să ne portăm mai sus decât oameni. Nu? Deci tu ești doar într-o stare căzută, dar tu ești asemănătorul lui Dumnezeu. Tu. Uh-huh. Dar trebuie să faci ceva, trebuie să alegi. Bine. Treaba ta, da, te descurci. Nu, dar altfel nu ești, oricum, stai liniștit. A, păi eu sunt și eu. Pentru discuția cu libertarismul și anarhocapitalismul, ca și valori creștine, ar trebui să evidențiez faptul că și în creștinism libertatea este valoarea supremă. Fără libertate nu o să ai nici celelalte virtuți. Mm-hmm. Deci, binele, curajul, milostenia, toate celelalte. Dacă nu au fost făcute 100% liber, deci dacă nu ai legea naturală acolo, mm-hmm, și omul a fost liber, neconstrâns, restul sunt... N-au valoare. Asta e condiția primordială. În momentul în care ai o anumită constrângere, unde te duci cu o societate conservatoare, cu o anumită legi, direcționând lumea spre bine, prin niște constrângeri, s-a dus tot creștinismul. Toată virtutea. Ok. Am discutat toate variantele, dar să spunem că am lămurit-o cu autodeținerea, cu self ownership, da? Și acum vine partea a doua. Odată ce te autodeții, cum începi să deții și altceva? Sau mai exact, de ce este proprietatea privată justificată? Era să zic justificabilă, dar ea este chiar justificată, nu e doar justificabilă. Ok. Și aici, aici ideea este că omul, ca să supraviețuiască, da, are nevoie să ia din natură, să integreze, să ori să mănânce un ciolan de porc, ori să planteze niște semințe și după aia să facă pâine din ele. Sau ciorbele alea la minut. Sau ciorbele, da, ok, și ideea e că... Bine, da. Alea nu sunt în natură, știi? Alea sunt deja foarte, foarte, dar dacă e să iei absolut toate, inclusiv aluminiu ăla de pe interiorul pachetelor de ciorbă la minut, uh-huh, da, și ăla tot a fost scos de undeva, de un om, dintr-o mină care se află în, sau ar trebui să fie, în proprietate. De fapt, stai, că aluminiu se obține prin electroliză din bauxita. Da, dar bauxita aia se scoate din pământ, deci. Noi în România avem multă bauxită. Să sperăm că dintr-o mină care ar trebui să se afle în proprietate privată, nu e cazul acum, da? Nu, că întrebarea e, deci am zis că sunt două principii fundamentale, ăsta al autodeținerii pe care l-am tot răsucit pe toate fețele, și al doilea ar fi ăsta al homesteading-ului în engleză sau apropierii originare, inițiale. Uh-huh. E ideea, uite, vezi niște pământ, nu e al nimănui. Cum intrăm în proprietate? Soluția care vine de la loc și pe care o acceptă și Rothbard e că mixându-ți munca, deci dacă tu ari pământul la hectarul ăla, rămâne al tău. Asta e ideea apropierii originale. Și asta o poți aplica și în alte... În ocean poți decupezi o parte și... Nu mai aș duce așa repede la ocean, Costel, că sunt niște nuanțe acolo. Dar pământul ăla, de ce să-ți rămână și pentru următoarea recoltă? Da? Pentru că niște georgiști
iar sărim peste, dar puneți da. Mâna și citiți nu, capitolul. Nu neapărat ăsta, Georgișnici, ci și la Loki, așa, celebra clauză lochiană. Să lași și la alții. Deci când ei, uite, asta e interpretarea, aici am există conflicte între libertarieni. De exemplu, eu simpatizez cu aia că simteai. Că te duci, aia e, iau tău. Sunt oameni care spun nu, apropierea aia trebuie să fie convențională, în sensul că tot așa, la georgism, cumva prejudeci proprietatea, să ai, poți să iei doar 2 hectare, să zicem. Și tu poți să întrebi, dar de ce doar 2 hectare, chiar nimănui? Asta presupune că ea dețin deja, dar restul dacă tot faci o împărțire. Aici mi se pare că sunt câteva chestiuțe de zis, că unul îți trebuie, ai putea să zici că ciclurile de semănat și în fine recoltat sunt legate între ele. Tu nu abandonezi pământul ăla după ce ai recoltat, tu îl îngrijești în continuare. Atâta vreme cât îl îngrijești, e în regulă. Și după aia chestia asta, cât să ia, cât are voie să ia, el poate să ia cât e în stare inițial, da? Vorbim într-o lume din asta crusoiană. El poate să ia cât e în stare să lucreze și să pună rar așa recolta, nu des pe cultură intensivă. Dar având relații cu ceilalți, în scurtă vreme o să trebuiască să pună mai mult și nu o să poată și o să vândă sau o să abandoneze o parte. Vreau să zic că lucrurile astea se reglează, de fapt îți dau dreptate. Da, lasă-l să ia 4 hectare dacă nu ia de la dacă nimeni. Nu se, că nu se satură, e ca Ion din da, da, noi Rebran, din, da. Nu, din Rebran, nu știu, cât om în Doamne. Da. Mai e obrazul. Scrisese unul într-o teză la română, deci știi că Ion se pune în genunchi și zice după ce se căsătorește cu Ana, pământ, Doamne. Scrisese unul într-o teză, cât pământ mâncați? Bine, dar ideea e aceea. Ok, de ce e important principiul ăsta? Uite, hai să luăm comunismul, că tot vorbim de comunism. Ce zic comuniști? Pământul e al tuturor. Da. Și noi ne întrebăm, mă, dar de unde e el? De unde până unde? Că ai un conflict între principiul homesteading-ului și soluția comunistă. Libertarienii ar spune, păi uite, dacă avem un câmp nelucrat, ăla nu e al nimănui. De unde ai scos cu el meu? Nu, e al lui care se duce acolo, o grevlează, nu știu ce îl face, își face o casă. Păi da, dar comuniștii rezolvau problema asta. Și dacă era un pământ nemâncat, așa ziceau, e al tău. Marș și muncește la muncă patriotică. Ia-l nostru, de fapt. Da, ia-l nostru, du-te și muncește. Tu, caz din scenariu 3 în scenariu 2. Da. Adică cel în care te deține nomenclatura și te trimit la aerisit. La... Da, bine, da, e științific. Nu, dar asta e important, că ne punem întrebarea asta. Dom'le, dar de unde are la proprietate? Și uite, principiul homesteading-ului, încă producția și schimbul vin după. Deci există un punct în care alea nu sunt deținute de cineva. Producție și de unde e al tău? De unde e a ta fabrica aia? Păi uite, am cumpărat, am făcut, am dat. Aici cred că e un punct foarte interesant. Pentru că lumea, o să, mulți pot să zică, mă, dar voi vorbiți așa, din fantezii, din astea, SF, unde-i pământul ăla neatins de nimeni? Cred că aici este, vine. Stai puțin. Acum, dacă pământul e abandonat de cineva, aici... Nu știu eu să zic în câtă vreme se numește că e abandonat. Dar un pământ, dacă e abandonat de cineva, ăla se întoarce în stare de natură. Nu e al statului sau al unei mafii, că mai avem și subiectul ăla de altă dată. Ci dacă n-aveți o super mafie, o să fie multe mafii mici. Și o să fie nasol. Mai bine să ai o super mafie. Mă rog. Poți să ai și acum. Poți să-ți imaginezi că, nu știu, erupe un vulcan în ocean și apare niște pământ. Al cui e ăla? Păi, uite, de-aia discutăm principiul ăsta. Da, da. Că e un punct inițial, nu știi. Ok, noi trăim într-o lume în care sunt alocate drepturile de proprietate. Pe pământuri, pe nu știu ce. Uite, la un moment dat David Friedman zicea, domnule, ce să discutăm atât despre pământ, că reprezintă 3% din venituri, deci dacă nu e chiar așa important. Da, dar ideea e că... Da, uite, fie... Plus că pământ înseamnă mai multe, pământ, cum spuneam, resurs. Da,
asta. Da, da, dar nici măcar. Fia spune o chestie care mie mi-a plăcut foarte mult. Zice, nimeni nu poate produce nimic fără utilizarea pământului original, măcar ca loc pe care să stea. Mm-hmm. Adică dacă tu vrei să muncești, să faci șaibe de 19, da? Tot stai într-un loc și locul ăla trebuie să fie măcar în, măcar să ai permisiunea să-l folosești, pentru că na, tu faci șaibe de 19 la fabrica cuiva. Da, ocupi da? Un spațiu. Ocupi un spațiu. Sau dacă te apuci să faci pantofi, da? Unde? La tine acasă. Ei, aici o să vreau eu să subliniez o chestie, dar zice Rothbard și să vedem ce ziceți voi de chestia asta. Deci înainte, deci tu ești asupra corpului, da? Ești proprietar și după aia, într-un T0, n-ai lucrat cu nimic, da, să zicem. Ți-ți trebuie niște Lebensraum, îți trebuie niște drepturi, îți trebuie niște drepturi de acces la în jurul tău, să poți să respingi pe cineva, nu te apropia, lasă-mă, la distanța mâinilor, trebuie să ai acces la aer, la apă, lucrurile astea. De-aia mi se pare mie mai important, înainte de dreptul de proprietate, care de fapt e un drept de excludere, mi se pare mai important drepturile de acces. Mi se pare că foarte mulți oameni, dacă ar înțelege că ai un drept de acces la tot felul de lucruri, înainte de orice alte concepte, s-ar rezolva tot felul. Stai să vezi unde vreau să ajung. Deci lumea zice, vai, cum să conducem drumurile fără stat? Păi, drumurile sunt niște spații pe care ai drept de acces. Mie mi se pare că dacă te gândești la dreptul de acces, se rezolvă instantaneu problemele alea pe care le au unii, în care, vai, dar dacă proprietarii închid strada, tocmai, ei, uite, nu poți să închidă strada, că ai drept de acces. Nu, tocmai asta e. Dacă ai drept de acces, tocmai asta e. Ei poate să-și închidă, dar uite exact ce zice Costel, e ca la mall. Dar la mall, mallul se închide seara. Da? Da. Deci, și ai drept de acces că e în interesul proprietarului mallului. Da? Da. Să treci tu pe acolo ca să poți să cumperi dacă îți place, dacă nu-ți place ceva, da? Ca să dai bani la unii care ăia dau bani la proprietarul mall-ului ca să poată să stea ei acolo. Știi ce nu înțelege? Da? Deci, ăla nu cumpără drumul ăla ca bou. Nu se trezește să-și chiar dacă... să dea niște miliarde. Nu, și chiar dacă îl cumpără ca bou, chiar dacă îl cumpără ca bou, și vrea să-l închidă că el, nu știu, îi place lui zona asta geografică de aici și până aici, da? Toți aceia care se foloseau de drumul ăla, dintr-o dată creează o cerere ca lângă drumul ăla altcineva să-și convertească pământul în drum. Da, da, corect și asta. Sau că există cererea. Pe sub pământ, prin aer, da. Nu, da, uite, ai... Dar nu lipsește chestia asta de bază, adică omul zice pe ăla, face un bar, da, exclude lumea. Păi, dar de ce l-a mai făcut? Da, la fel și cu drumurile, de ce l-a își bagă toți banii în drum și după aia stă. Deci sunt și așteptările oamenilor. Ei vor să intre în bar sau să meargă pe drum. Ei, și aici vreau să mai apăr un pic poziția. Deci tu poți să ai un oraș făcut de oameni care au venit și au apropiat original. Locurile dintre casele lor sunt lăsate pentru proprietarii ăștia prin înțelegere tacită sau scrisă sau whatever, fățișă. Așa. Da? Și alea sunt niște spații comune lăsate să se plimbe măcar proprietarii. Și ei deja au un drept de acces. Da? Bun. Sau poți să ai o localitate. Ăla e al lor. E al lor. Poți să-l închidă. Nu, absolut. Deci nu e faptul tu îți iei, să zicem, îți iei curtea de aici și până aici. Da? Și următoarea, și partea de aici și un pic înăuntru curții. Uh-huh. Da? Păi o lași pe post de drum și îți faci gardul aici. Dar partea asta e a ta. Înțelegi? Așa cum și partea ailaltă ia lui la și așa mai departe. Ca așa se formează drumul. Pe jumătatea drumului? Păi jumătatea drumului, unde vreau să ajung este că ca să ai o localitate funcțională, rețeaua de drumuri, așa, e, cum zice Rothbard mai încolo, e o unitate relevantă tehnologic. Da? Okay. E ca o apă, nu poți deții o bucată de apă. Da. Ce deții? Moleculele de apă, curgerea lor, spațiu, nu știu ce. Deci, dacă vorbești de un râu, de exemplu, e de la aici, izboare ăla e momentul în care vine cineva da, și zice, păi cumpăr eu toate bucățile astea de pământ de la voi, dacă vreți, dacă nu, există
Există, și da? Da, există, de exemplu, în Danemarca, știu, o stradă, da? La care jumate e în proprietatea statului și jumate e în proprietate privată. Da? Și fix la jumatea străzii se termină pavajul, că până acolo face statul și de acolo restul lumii a vrut să aibă, să aibă gardul până... Care nu să aibă gardul, să aibă... Nu că poți să mergi pe acolo, dar să aibă verdeață până la, până la bordură. Deci nu e nicio... Și iarna, deși ninge rar, iarna, statul dezăpezește de aici încolo și de aici se ocupă ei. Ok, eu n-am nimic împotriva la aranjamentul ăsta, dar mi se pare un pic ciudățel, dar treaba lor. Chiar n-am nimic împotriva. Dar nu vor să delege, înțelegi? Asta e problema. Ei nu vor să... Dar dacă... Dacă vine cineva, le face o ofertă și zice aia și ei se pun toți de acord, sigur, o să delege. Voiam să ajung la varianta a doua, în care tu ai o entitate care vine și face orașul ăla. Așa. Da? Mic, mare, nu știu ce. Okay. Ce vreau să zic eu este că ai o rețea de drumuri care, dacă am plecat de la un râu, că e simplu, e o linie, da, dar nici râu nu e o linie, care tot fel de afluenți, nu știu ce. Toată rețeaua de drumuri dintr-un loc e o, ca o rețea de canale, dacă ne gândim la apă, da? Și o unitate funcțională. Și să zicem că vine cineva și îl face pe orașul ăla, el poate să rămână administrator pe lucrurile alea sau când vinde proprietățile, da, sau le închiria, poate, nu, trebuie să le vând. Poți să ai proprietate ciudată în care el rămâne proprietar doar pe drumuri, da, sau poate să fie a locuitorilor de acolo. Unde vreau să ajung este că nu e foarte evident că lucrurile sunt grele, așa, o să închidă străzile, lucrurile ajung nefuncționale, deci ne trebuie o instituție din asta de forță ca să ne țină drumurile deschise, că altfel le închid nebunii. Dar oamenii o să le țină deschise, unul din motive utilitare, că vrem să treacă lumea pe aici, e ok, dar o să oprească pentru că au ei dreptul, dar o să oprească, nu știu, gălăgii, diverse lucruri care îi deranjează, diverse niveluri ale unor dimensiuni. Dar de la ce am pornit și eu să închei este că mi se pare că dreptul de acces, dacă tu ai drept de acces pe drumurile dintr-un oraș, de exemplu îți face statul un oraș, orașul Stătești. Da? Și zice, aici are voie să meargă tot omul, tot cetățeanul român. Nu, dar tu dreptul ăla o să-i rămână. Tu trebuie e să un ai, drept de acces în primul rând. Trebuie să ai asta în vedere și să spui asta, că proprietate privată înseamnă și excludere. Știi? Exact. Înțelegi? Une să-i spui că privatizăm niște drumuri și n-ai rămân drepturile de acces, poate să și le vândă și pare. Bineînțeles. Bineînțeles. Dar, na... Ideea e că oamenii nu sunt așa sofisticați. Majoritatea se sperie și na, rămân, da, uite, în comoditatea. Mai fac un exemplu, haios, cu dreptul de acces. Deci tu ai o casă și la un kilometru distanță e apă. Un om merge pe cărare, face o cărare până la apă. El și cu familia lui nu contează. Un om face un drum pe o cărare, se duce la apă. Cineva, de parte și de alta a cărării, vine și își apropiază terenul ăla. El are dreptul de acces la apă. Nu neapărat. Poate, nu știu, aici iar e discutabil. Nu, poate ai putea să insiști pe cărarea aia. Dar whatever. El are dreptul de acces la apă. Ăla nu poate să zică, eu am lucrat aici, gata, la revedere apă. De aia zic că dreptul de acces e mai important. În ochii mei decât da, eu revin la chestia asta. Am mai avut discuția asta de un milion de ori. Dreptul, eu n-am dreptul de acces în casa lui Vali. Nu, normal. Păi nici la fel, la fel și acolo, tu cum se duci pe acea cărare, acolo ai drept de acces. Nu am drept de acces. Deci amor. Ideea, nu, normal, ideea pe care o susține Costel este că tu deja ți-ai construit cărarea. Exact. Nu e drept de acces. Nu, dar mie mi se pare că Alexandru vrea să spună ceva mai mult. El spune încolo și chestii de genul, domnule, chiar dacă n-am stătuit, eu trebuie să am de unde până unde? Stai că vreau să spun, cred că ți-e că să mă apă. Dacă e casa mea, acolo e terenul meu, tu ai drept de acces, că e niște apă dincolo. Bine, deci, teoretic, în Suedia, așa e.
Da, și în Anglia, așa e. În Suedia. Păi da, în Suedia. Nu, dar stai să vreau să... Aia e, ha, ha. Modelul Suedia. Nu, altceva vreau să zic. În pandemie a funcționat. Acum nu mai e un deci argument. Deci tu poți să constituiești chiar și cărarea și te apuci și o avezi cu aur, ca în Oz. Da? Așa. Ce vreau eu să zic este că eu am trecut acolo primul. Da, tu, da. Zici, tu zici, păi la mine acasă. Nu, întâi a fost la mine pe cărare. Da. Păi da. Nu? Păi ești proprietar. Ai homestead-uit-o. Da, eu nu... Dacă a fost la tine pe cărare, a fost la tine. Ia ta. Ok. De ce vă apără dreptul de acces? Din cauza că tu poate nu-ți pui gard pe marginea cărării, nu-l încurci pe ăla. Nu trebuie să-ți pui gard. Vreau să zic că există dimensiune ale lucrurilor. Păi da, dar ideea e să nu te întinzi prea mult cu dreptul ăla de acces. Păi nu, tu trebuie doar să zici că tu vrei să ai drept de acces. Cu mașina? Nu, vorbeam mai rău. Aha. De conservator, poate vrea drept de acces la corpul cuiva sau... Înțelegi? Nu, uite la englez, de exemplu. La libertarie nu există drept ai dreptul de acces. Ai dreptul de acces cu pe jos sau cu bicicleta sau cu capul. Niște porți din astea. Treci pe proprietatea cuiva. O să treci sau să nu treci pe acolo, treaba ta. E bună vecinătate. Da, bine, da, dar n-ai voie să treci cu motorizat. Da, ideea e că cărările alea la care te referi tu sunt rămase, nu sunt deloc libertariene, sunt rămase de pe ideea proprietății comune, the commons. Da. Deci de acolo își trag, că trebuie să ne mișcăm pe aici și pe aici ne mișcăm noi și așa e. Deci nu e o chestie bazată pe dreptul deci de proprietate. Deci voi ziceți că... Eu zic că poți să ai dreptul ăsta de acces, da? Dacă privești faptul că tu ai trecând pe acolo ca să te duci la izvor și înapoi de la tine de acasă, da? Ți-ai apropiat cărarea asta. Ok, să o zicem așa. Și atunci dacă vine cineva și vrea să-și facă casă și să împrejmuiască cărarea, tu spui, păi stai puțin că aici nu e, bucățica asta nu e în stare de natură. Da, e a mea. Ok, da, bine, poți să formulezi sau așa. Sau nu era în stare de natură. Și la aia cu devălmășie cum faci, pe care a tot mers toată lumea, cu ei până la urmă. Care? Aia. Deci există în dreptul românesc chestia cu devălmășie. E o poiană mare, unde toată lumea vine cu vacile. Cu așa. Asta e ce e în... Este, în logică libertariană, este... E în stare de natură. Da. Da. De asta e în clipa în care ai introdus-o, să zicem, într-un sistem legal, seamănă foarte mult cu ideea de commons din Anglia, care e o idee proastă. Da, ia stați un pic. Deci dacă tu ai patru oameni, da, stânga, dreapta, sus, jos, și un teren în mijloc, da, ei toți își pun vaci. Da. Da. Ei între ei... Da. Au folosit terenul ăla, da, deci e apropiat. Da. Ei este, între da. Ei zic, da, noi patru am apropiat, da, terenul ăsta. Da. Da. Exact. Deci nu e ok? Păi e ok. Că ai zis, dar trebuie să fie în stare de natură. Păi dar... Nu e în stare de natură. Păi ăla n-ar mai fi în stare de devălmășie. Numai dacă te pun frumos și scriu undeva. Noi, Gheorghe... Deci trebuie să scrie, dacă s-au înțeles. Nu neapărat, da. Dacă s-au înțeles așa. Păi da, dar asta e că statul nu-l acceptă, știi? Că după aia dacă vine al cincilea. Întrebarea e când vine al cincilea ce se întâmplă. Știi, când ei, dacă ei sunt patru și ăsta e terenul între proprietățile lor și așa, ok, să zicem că vine al cincilea, da? Trece pe proprietatea lor că și-a apropiat-o el cărarea cu 100 de ani, da? Bun, și ajunge cu vacile acolo, da? Ăsta ce face? De-aia e bine ca oamenii să gândească un pic la lucrurile astea și să înțeleagă, să nu apară precușuri. Pentru că el poate zică, bine, vino și tu, dar după aia ăla vine cu o super cireadă. Ok. Două lucruri, trece timp, timpul fugit ireparabile. Da. Două lucruri aș mai vrea să mai punctăm aici. Unul, că este un moment în capitol în care Rothbard face un argument care mi-este foarte drag, și anume acela împotriva personalizării conceptelor abstracte. Nu există societatea, sunt doar oamenii care fac parte din ea, nu există guvern, sunt doar oamenii care fac parte din el și așa mai departe, și că atunci când noi spunem societatea vrea, societatea cere, societatea spune, poporul zice și așa mai departe, exact chestia asta, că folosim un concept
plural congregat cu un verb la singular, da? Ne mințim singuri când, când spunem chestia. Practic creăm o mistificare. Adică poate să fie foarte folositoare o etichetă, zici un roi, un stol, o societate, dar poate să fie o societate înaltă, când te referi la unii care merită acest apelativ, sau o să îl folosești în sensul ăsta, în sensul ăsta larg de societatea românească, națiune, în fine. Chiar și națiunea. Exact. Chiar spune de națiune că nu e ok să-l folosești în felul ăsta. Că nu poți să spui că vezi, Franța vrea nu știu ce. Să nu exact. Poți să uite, de exemplu, cazul de acum, da? Rusia a invadat Ucraina. Pe bune? Cine a fost Rusia asta? Și babușca care a invadat ea? Sau a susținut tacit? Sau... La ei astea se întâmplă. Cu care mână a invadat Ucraina? Da? Să o luăm așa. Sau e, unde i-a pus mâna? E exact genul ăla de deținere de a vorbi mai devreme. Are și ea o milionime de parte din capitalul de imagine, whatever, al... Bine, statul are tot interesul să se identifice cu... Exact. Da, pentru că statul se ascunde în felul ăsta și scapă de responsabilitate. Mă rog, statul. Vezi? Și noi spunem așa, statul. Nu e statul, e clica conducătoare. Ei, nu, noi avem asta în vedere. Oligarhie, libertarie, început. Da, nu, dar vreau să spun că și noi folosim aceeași terminologie, știi, când folosim un concept compus, da, dintr-o entitate de oameni și după aia îi asignăm o voință singulară. Statul are interesul să. Nu! Păi eu voință. Când vorbim de taxare sau nu știu ce, sunt voințe singulare. Nu! Ba da, rezultată din a greci voințele alea, știi? ANAF-ul respectă celelalte voințe. Nu. Vorbiți de două lucruri se pare. Da. Vali zice așa. România taxează și taxează cetățenii. Deci e farsă zicea. Deci oamenii din stat, din sistem, au dat legi. Da. Ceva de genul ăsta. Și în baza acestor legi, eu, de exemplu, oamenii care lucrează România la ANAF, exact. Ci doar... Da, nu ne e clar. Zicem, da, ideea pe care o spune și Rothbard e că n-ar mai trebui să zicem. Dar e dificil de... E foarte greu pentru că... Așa folosești termenul libertate. Vin socialiștii, folosesc în altfel termenul libertate, noi gata, renunță. Și pentru că ai adus ideea de libertate, zice să încheiem exact cu asta. La un moment dat, Rothbard în capitol zice ok. Am ajuns în poziția în care putem să vedem cum definește liberalul conceptul de libertate. Și spune, libertatea este o stare în care drepturile unei persoane asupra propriului său corp și asupra proprietății sale materiale legitime nu, emfazat, sunt invadate, nu sunt agresate. Punct. Da. Dacă ne întrebăm ce înseamnă libertatea, asta e. Dați un minut înapoi și mai ascultați o dată. Asta e. Puneți pauză și gândiți-vă. Folosești accepțiunea asta. Uite, simțul comun. Uite, plecăm și noi acum, plecăm de la intuiții comune. Ce înseamnă libertate? Să faci ce vrei. Adică o acțiune care se conformează voinței, nu? Acționezi în acord cu voința ta. Ce înseamnă că nu ești liber? Te obligă cineva să faci ceva. Te interzice să cumperi portocale, te obligă să cumperi portocale. Care e precizarea suplimentară pe care o aduce libertarianism? Faci ce vrei, atâta timp cât nu îi agresezi pe ceilalți. Asta e definiția libertății din libertarianism. Deci nu pur și simplu faci ce vrei. Și limitezi libertatea numai dacă comite agresiune. În scenariile alea conservatorii, că tot ne-am obișnuit să ne luăm de ei tot timpul. Mă rog, e și o chestie de diferențire a... Nu, dar prietenește, de fapt. Ilimitează libertatea și în situații în care nu avem agresiune. Acolo apărarea lor putea fi că avem agresiune. Nu? Că distrugi corpul lui Dumnezeu. Când bagi niște lichior în corp, distrugi corpul lui Dumnezeu. Victima lui Dumnezeu și îl apăr. De ce e importantă asta? Dacă te duci prin SNSP, taxarea moștenirii. Okay. Însuși marele James Buchanan, mare liberal clasic, e de acord cu asta, cu taxarea moștenirii.
Care ar fi argumentul? Păi e meritul tău că taică tu e miliardar? Că-ți vin niște bani pe damoaca? N-ar fi drept să taxăm? De ce să tu să îți vină banii aia? Și Rothbard zice, da, dar nu e bine să privești așa. Trebuie să privești din punctul de vedere al părintelui. Părintele, și părintele, e clar, are un exact. Merit că a făcut banii aia. Da, na, e o chestie interesantă și e și importantă, știi, pentru discuțiile. Cel care transferă. Da, da. El zice, nu vă mai uitați la recipient la copil. Normal, la poate e varză, mai de mamă. Taică-su e omul care a făcut bani și da, are, dacă vii cu sensibilitatea asta a meritului, pe taică-su are. Și trebuie respectat. Da, exact, exact asta. Asta e ce spui, mi se pare corect, că diferența e că contraargumentul e mereu că domne, ăla nu merită, ăla copilul nu merită. Da, dar părintele merită. Și într-un fel și copilul merită, pentru că el e valorizat de părinte. Înțelegi? Valorizările sunt subiective, pentru părinte e foarte important. Știi? Nu e orice copil. Știi? Poți să faci o judecată, cum am vorbit mai devreme. Poți să judeci pe el moral, nu merită ăla, că e nasol, copil. Da, copilul aici acolo, nu trebuie ta. Nu te încurcă cu nimic. E judecata părintelui. Da. Da. Statul în România nici măcar nu ține cont de părintele. De voință. Știu. E legea... Deci la copii merge obligatoriu. Deci dacă scrii în testament că eu dau tot averea mea lui Gheorghe. Așa. Și copii, atenție, și copii, deci ideea e că e vorba, adică, de precedență. E vorba de precedență. Dacă tu îți scrii testamentul și copiii îl contestă, atunci legea găsește în favoarea copiilor. Deci îți ignoră. Da. 100%. Așa e legea moșteniei în România. Nu știu exact de când e așa, adică dacă e de pe vremea comuniștilor sau mai dinainte. Da, uite, asta ar fi util să ne documentăm și să revenim. Capitolul celălalt pe care l-am citat pe data trecută. Era chestia asta cu primogenitura sau? Mm-hmm. Da. Exact acolo. Da, că era interzisă, dar era... Da, deci pe vremuri, era și în vest, primul copil primea tot și era enforțată de stat chestia asta. Bine, dacă acum, părintele vrea altfel să împartă. Acum primul copil nu mai primește tot, dar tot e enforțată de... Adică în România, dar tot e enforțată de stat, în sensul că sunt niște proporții. Clar, câte rude primare sunt, în atâtea până atâtea vor să se împarte. Dacă cel care a creat averea, capitalul, zice, copiii mei nu au voie să vândă primoștenire, statul enforța... Da, asta era moștenirea inalienabilă de care n-am mai apucat eu să vorbesc la trecută. Uite, crease-mi eu o dilemă asta. Dom'le, cine e mai eficient? Un copil care primește 1 milion de euro, să zice, moștenire? Sau unul care... pleacă de jos și pune piatră pe piatră și ajunge la 1 milion de euro. Ce mai eficient? Eficient de ce punct de vedere? Eu zic că primul. Încă zic că primul, că nu face nimic. Adică îi vin banii. Primul. Al doilea ăla care muncește, care pune piatră pe piatră, construiește o firmă și ajunge milionar. Și unul care nu face nimic, îi lasă taică să o pleacă. Depinde din ce punct de vedere privești. Input output. Deci ăla nu face nimic și primește bani? Input output așa e, da, dacă e să privești din punct de vedere care a fost mai productiv, mai bun pentru așa, care a fost mai antreprenor, sigur. Nu, zic, a fost mai eficient la doilea. N-a făcut un output mare la un input. Asta e de memă, așa. Dar altceva vreau să zic. Dacă tu ai bani... Mă rog, mi s-a plăcut. Nu, dar altceva vreau să zic. Deci, dacă tu ai bani sănătoși, banii au aceeași valoare. Și că au fost munciți, și că au fost munciți de altcineva și moșteniți. Da. Valoarea, adică mă gândesc în funcție de ce măsori eficiența. Valoare. Păi și valoarea a fost făcută, că altfel n-ar exista banii aia. În schimb, să printează banii acum, este furtul mai rău decât orice. Da, teoretic, banii mai vechi erau mai eficienți. Ok, vă mulțumim pentru atenție. Dacă v-a plăcut ce ați văzut, dați un like, un share, un subscribe. Data viitoare vom discuta un subiect și mai greu, se numește statul. Dacă aveți întrebări, alte chestii de discutat, puteți să comentați mai jos. Eu am fost Valentin Berceanu, pentru Costel Stavarache, Alex Chiriac și Gabi Munteanu. Vă rog în libertate, că e mai bună decât toate.